Bravo, Alex! Cu el la cum trebuie! Îi scapă! Lasă că are emoții! Alex! Cu el la cum trebuie! Bună seara, numele meu este Caracaleanu Sorin Gabriel, sunt antrenor la secție de karate SKDN din cadrul clubului CSM Alexandria. De curând, în perioada 1-3 aprilie, am participat cu succes cu 3 sportivi la Cupa Europei, care a fost găzduită în orașul Subotica, Serbia, Cupa Europei sub egida SKDN, Shotokan Karate 2 of United Nations. Elevii mei au obținut rezultate deosebite, și anume 6 titluri de campioni ai Cupei Europei SKDN, 2 medalii de bronz și un titlu de vicecampion al Cupei Europei. Pregătire pentru Cupa României. Copiii au vârste între 6 și 17 ani, iar aceasta este o pregătire care o facem. Și anume începem cu kata, proba de kata. Bun, și vreau 6 dintre voi, vreau centurile galbene. Haideți, ceilalți pe margine. Bun, și vom lucra kata pentru Cupa României, kata Heian Shodan, da? Vreau să lucrăm corect. Musubi da chire. Os. Corect. Heian Shodan. Ichi. Ni. San. Si. Go. Ichi. Ni. San. Shikai. Gidan bara. Ichi. Ni. Repede. San. Si. Gidan. Ichi. Ni. San. Shikai. Sto. Ichi. Ni, san, se, eiame, os. Bun, foarte bine. 9 Q centurile albe, vă rog. Un pas în față, os. Ok, haideți. Tot așa, decalați, 2-2. Lucrăm ușor și corect, un pas în față, kata Taikyoku Shodan. Probă pentru Cupa României. Taikyoku Shodan! Ichi, ni, san, si, închide. Ichi, ni, san, shikai. Gidan bara. Ichi, ni, san, si. Ichi, ni, san, shikai. Gidan ichi, pare. Ni, san,
Și... Ei, ame, os, urechiai. Atent. Bun, os. Bun, centurile portocalii. Haideți, Kirito. Ei, an Shodan. Mai puțin mai încolo. Mai mult, mai mult, mai mult. Ok, decalați un pas în față. Un pas în față. Acolo, mai în partea puțin. Crăciun David, mai în partea. Subidaci, rep! Ei, an Shodan! Ni, san, si, go, ichi, ni, san, ichi, viteza, ni, san, si, ichi, ni, san, shikai, shito, ichi, ni, san, si, yame os, bon, kiritsu. Bun, acum vreau pentru Kihonipon Kumite, 4 versus 4, centurile galbene, celălalt seiza. Ok, 8, faceți coloană. Haideți aici, nu coloană, faceți două linii, față în față. Vă rog să eliberați zona aia. Bun. Ok, 3, mai trebuie 2, vă rog să 2. Haideți, Matei și cu Silviu. Da? Bun. Am subidaci, rei! Fără stanță. Kihoni pon kumite. Aka! La comanda mea, Gidambarai. Aici! Jodan! Ei! Iop! Shiro! Aici! Jodan! Ei! Ioi! Aka! Ei! Jodan! Ei! Dos. Shiro. Ich. Shudan. Ni. Yoi. Aka. Maigeri. Kamae. Ich. Maigeri. Ich. Yoi. Shiro. Kamae. Ich. Maigeri. Ich. Ayame. Rei. Os. Bun. Următorii. Haideți. Centurile portocalii și din centurile albe vreau voi doi. Hai, haideți aici. Tu cu Laurențiu aici. Haideți. Față în față, cum a fost până acum. Haideți, doi. Subidaci, re! Ioi! Kihoni pon kumite, fără distanță. Fără distanță. Ok! Damarai. Ichi! Jodan! Ei! Sus, hai! Shiro! Damarai. Ichi! Jodan! Ioi, pe partea stângă, da? Aka, pe stânga, Damarai. Ichi! Jodan! Ei! Ok? Shiro, pe stânga. Ichi! Ei! Ia mea pe stânga, da? Bun. Aka! Ei! Mai ieri! Aici! Bun. Corect, hai. Shiro! Ei! Mai ieri! Aici! Ei, ia mea! Rei! Os! Bun. Ceilalți, Sambon Kumite! 4. Jo, 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 jo
Pentru că am putut să reprezentez România la Cupa Europeană. Am luat premiul 3, am luat premiul 3 la Kata, unul la Kihon Ippon Kumite și unul la Sambon Kumite. A fost o experiență frumoasă și a fost frumos locul în care am fost noi. A fost o competiție deosebită de frumoasă. Și țara la fel și sunt fericit că am putut să ajung aici și noi ne pregătim pentru Cupa României. Eu mă numesc Căprescu Alexandru Nicolas, am 8 ani, eu practic karate de 4 ani. Iar eu mă pregătesc pentru Cupa României. Mă numesc Nece Bianca Maria, am 10 ani și practic de karate de aproape un an jumate și mă pregătesc pentru Cupa României. Mă numesc Cățu Alexandra Maria, am 15 ani, am centura Maro 2Q, sunt la liceu și mă pregătesc de Cupa României. Mă numesc Alex, am 6 ani și mă pregătesc de Cupa României. Și am luat o medalie de aur, una de bronz și una de argint. Numele meu este Raznica Darius, am 17 ani și sunt elev al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. Am participat la Cupa Europei, SKDUN, unde am reușit cu mândrie să reprezint țara noastră și am obținut 3 medalii de aur. După această participare frumoasă vom concura la Cupa României la Karate SKDUN, competiție puternică, a doua după campionatul național, care va uni cele mai puternice cluburi din România și sperăm să facem o fază cât mai frumoasă și să aducem cât mai multe rezultate bune. Foarte bune pentru această secție de karate. SKDUN din cadrul CSM Alexandria.
și bine v-am regăsit! Numele meu este Caracaleanu Sorin Gabriel, sunt antrenor al secției de karate SKDUN din cadrul clubului CSM Alexandria. De curând, în perioada 29-30 aprilie, Sala Sporturilor Gabriela Sabo din Voluntari a găzduit ediția 2022 a Cupei României la Karate. Ocupă foarte puternic, o competiție foarte puternică, ce a adunat 32 de cluburi din toată țara și un total de 487 de sportivi. Lotul CSM Alexandria a participat număr de 30 și copiii antrenați la această secție au obținut locuri fruntașe, obținând la final un total de 75 de medalii, dintre care 36 de aur, 19 de argint și 20 de bronz. În toamnă avem Cupa și Campionatul Mondial de Karate, competiție care, bineînțeles, ne va menține motivați. Cu asta ne ocupăm și dorim să aducem cât mai multe rezultate, atât pentru secția de karate, cât și pentru orașul nostru. Ce va avea loc tot la sala de sport Gabriela Sabo, la care ne vom pregăti să aducem rezultate cât mai bune și să menținem performanțele care le-am avut și până acum. Acum dorim să facem o scurtă trecere în revistă a sportivilor lotului CSM Alexandria. Mă numesc Alexandra Maria, am obținut locul 3 la toate cele 3 probele. Nivelul a fost destul de ridicat la toate 3 probele. Competitorii la fel au fost destul de pregătiți. Lucru care mă motivează să mă pregătesc mai bine la următoarea competiție. Gabriel. Din păcate, la această competiție nu am reușit să urc pe podium, dar mă voi ambiționa și voi lucra mai mult și mai bine pentru a urca pe podium la următoarea competiție. La această competiție am reușit să obțin locul 2.
nivelul a fost destul de ridicat. Pe viitor vreau să mă pregătesc mult mai bine și să mă depășesc pe mine însă. De la Miruna, la această competiție am câștigat locul 3 la Giucu Mite. Pe viitor aș dori să câștig mai multe medalii, deci mă voi pregăti mult mai bine pentru următoarea competiție. Alexia, la această competiție am reușit să câștig 3 medalii. Am câștigat una de aur și 2 de bronz. Competiția a fost grea și concurentele au fost foarte bine pregătite și acest lucru m-a motivat să mă pregătesc mult mai bine. Medalie de argint la kata și o medalie de bronz la tironii consumite. Această competiție mi s-a părut destul de grea și concurenții au fost foarte bine pregătiți. Asta mă motivează să lucrez mai bine pe viitor. David Alexandru și am obținut o medalie de argint și 2 medalii de bronz. Mă numesc Ion Bogdan Alexandru și am obținut 3 medalii de bronz. Mă numesc Cristian Andreea Stăpil. De data aceasta am putut să urc pe podium, dar vreau să mă ambiționez și să, ca data viitoare, să iau locul 1. Mă numesc Rocea Mocanu Albert David, am 11 ani și am reușit să iau o medalie de locul întâi la kata, o medalie de bronz la Chihoni Pocumite și o medalie de argint la Stramocumite. Mă numesc Vlad Andrei Simenescu și am reușit să iau locul 1 la kata, locul 2 la Chihoni Pocumite și locul 2 la Sambon.
Alexandru Nicolas. Competiția asta a fost foarte interesantă. Categoria mea a fost mai bine pregătită, iar eu am luat locul 3 la Cata, locul 1 la Sambon Cumite, locul 2 la Chihoni Pun Cumite. Gabriel, am 8 ani și 6 luni, practic karate de 3 ani jumătate. La Cupa României am obținut 3 medalii de aur, una la kata, una la sambon. Crăciun Gabriel și am reușit să iau o medalie de argint și pe viitor o să mă pregătesc ca să iau 3 medalii de aur. Numele meu este Darius Razdincă, am 17 ani și săptămâna trecută am participat la Cupa României SKDON, unde am obținut 2 medalii de aur și o medalie de argint, iar pe viitor plănuiesc să fac cât de bine pot la celelalte competiții. Mă numesc Teapu Matei Ștefan, am 11 ani, iar la Cupa României am obținut 3 medalii de aur și vreau să mă pregătesc din ce în ce mai bine ca să mențin acest titlu. Mă numesc Bade Alexandru Cristian Albert și pe data de 30 aprilie am fost la Cupa României. Am obținut 2 medalii de aur și una de bronz. Pe viitor vreau să iau 3 medalii de aur. Raul, am 11 ani și am participat la Cupa României. Am luat locul 1 la Chihoni Pon Cumite, la Sambon Cumite și locul 2 la Cata. Maria, am 10 ani, practic karate de aproape un an jumate și la Cupa României
am obținut 3 medalii de aur. Mă numesc Ghiță Rebecca, am 9 ani și la Cupa României am luat 3 locuri de întâi. Mă numesc Bogdan Matei Alexandru și am luat 3 medalii de aur. Mă numesc Ivana Iura și Samaria, am 10 ani și la Cupa România am luat 2 medalii de aur și una de argint. Bocuvite, o medalie și o medalie de aur la Chiori Bocuvit. Mă numesc Bogdan Rareș Viorel, am luat o medalie de aur și două de argint. Doreac Alexandru Gabriel, am 7 ani, am pregătit de Cupa României, am obținut o medalie de aur și 2 de bronz. Să adresăm sincere mulțumiri Consiliului Local Alexandria și Primăriei Municipiului Alexandria pentru susținerea oferită în activitatea karateului SKDON și bineînțeles dumneavoastră postului Media Sud pentru interesul care vi-l dați asupra activității noastre. Vă mulțumim din suflet!